pregătit spectacol care nu a mai fost făcut niciodată în parcul central din Draguseni. Sunt 15 formații venite din localitățile din Suceava, de la Iași și de la Târgu Neamț. Un spectacol frumos, noutăți, e surpriză acolo în parc. O să fie un spectacol minunat. Festival foarte frumos care respectă tradiția și valorile populare din nordul Moldovei, din Bucovina. Este foarte frumos, la mulți ani și la cât mai multe festivaluri de acest gen. Cursul din Cornata funcționează din 1982. Am participat cu mare plăcere și la festivalurile dinainte Cântarea României. Participăm cu mare plăcere și acum. Menținem tradițiile populare locale și reprezentăm cu cinste cu satul și comuna la festivaluri locale și internaționale. Am participat la întâlniri cu covinenii din Ungaria, Ucraina, Slovacia, Polonia, Moldova și dacă am fost chemați la Draguseni, cu drag onorăm prezența de vreo 10 ani. Avem câțiva membri în formație cu care lucrez de la începutului, din 1982. Între timp am promovat și alți membri, porțile formației sunt deschise și menținem tradiția. Menținem tradiția și o păstrăm și o transmitem mai departe urmașilor noștri. E prima oară când vin, n-am fost niciodată. Excepțional. Și cei pe rit vechi au tradiția casa noastră, dar parcă aici e altfel. Costumația e altfel, oamenii țin tradițiile. Suntem bucuroși că am venit și chiar dorim celor din Drăgușeni să mențină tradițiile astea și le în fiecare an să aibă grijă să le organizeze din ce în ce mai frumos. Thank you.
Trăiți la mulți ani! Suntem băieții la obliz, dar ținem obiceiurile bătrânii dinainte. Vă mulțumim și sărbători fericite la toată lumea! 24! De când te... De când te trec? Eu de la 7 ani mă fac, am 35 de ani, duminica care vine. Și o fac înainte și încă o mai fac, încă 10 ani. Eu ce să vă spun? Vă mulțumesc foarte frumos că ați venit, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu bucurie, familiei. Mâine seara avem un bal frumos în care este invitată doamna Mioara Velicu și vă rugăm din suflet să veniți și dumneavoastră. Adică Traian și-a încălecat pe un cal învățat cu numele de graur, cu șoa de aur, cu frunte mătasă cât vița de groasă și în scar s-a ridicat ca să aleagă un loc curat de arat și semănat și în curând s-a apucat când punete de arat în lungiș și în curmeziș s-a apucat Let's go.